Bine te-am regăsit la o nouă activitate! Astăzi ne-am propus să discutăm despre exprimarea coordonatelor unor acțiuni, despre timp, spațiu și felul în care se desfășoară o acțiune. Vom discuta despre adverb și locuțiune adverbială. Andre, vrea să-și peteacă concediul la munte. El telefonează la hotel pentru a face o rezervare. Hotel Montana, bună ziua! Bună ziua! Aș dori să rezerv o cameră pentru două persoane, disponibile de mâine până în 15 august. Pentru această perioadă avem disponibilă o singură cameră, aproape de sala de mese, cu vedere spre Lacul Roșu. Mulțumesc! Care este prețul camerei? Prețul camerei este de 320 de lei. Perfect. Încă o întrebare. Acest hotel este departe de gară? Hotelul este aproape de gară. Puteți ajunge foarte ușor pe jos. De mâine, bagajele clienților vor fi preluate chiar și de la gară. Este foarte bine. Voi rezerva camera. Să-mi spuneți numele dumneavoastră, vă rog. Numele meu este Nodi Andre. Am notat, domnule Andre. Veți achita în avans sau imediat ce veți ajunge aici? Ați notat greșit. Andrei este numele meu și voi face plata imediat ce ajung acolo. Mulțumesc mult! Cu multă plăcere! Privește cu atenție cuvintele marcate cu roșu. Grupează aceste cuvinte respectând tabelul de mai jos. Să revedem cuvintele împreună. Aveam cuvintele: Imediat, greșit, acolo, aproape, de mâine, departe, ușor și bine. Tabelul ne cerea să le poziționăm în funcție de loc, timp și mod. Cuvinte care exprimă locul sunt departe, aproape, acolo. Cuvinte care exprimă timpul sunt de mâine și imediat. Iar cuvintele care arată modul în care se desfășoară acțiunea sunt ușor, bine, greșit. Cuvintele identificate de tine sunt adverbe. Adverbul este partea de vorbire care determină un verb. Așa cum ai observat, adverbul nu își modifică forma în funcție de propoziția din care face parte. După înțelesul lor, adverbele pot fi adverbe de loc, de timp sau de mod. Adverbele de loc indică locul, spațiul în care se desfășoară acțiunea sau este așezat un obiect. Câteva exemple ar fi afară, deasupra, aici, aproape, unde. Adverbele de timp indică timpul, momentul când se petrece acțiunea. Câteva exemple pentru a exprima timpul sunt uneori, acum, primăvara, oricând. Adverbele de mod indică modul de desfășurare a acțiunii. Pentru a exprima acest mod de desfășurare putem folosi cuvinte precum corect, greșit, aiuria, bine, ușor, englezește. Identifică acum cuvintele care s-au strecurat din greșeală printre adverbe. Am avut cuvintele sub mereu românește, școală, mâine, albastru, repede, iepure, curajos, degrabă, mereu și carte. Cuvintele care s-au strecurat au fost școală, albastru, iepure, curajos și carte. Între a notat în grabă câteva rânduri în agenda sa, în text s-au strecurat 10 greșeli. Poți să le identifici? Cu siguranță ai lucrat cu mare atenție și ai găsit toate cele 10 greșeli. Pentru a te verifica, poți fi atent aici. Felicitări! Ai ajuns la final. Însoțindu-l pe Andre, în călătorii, vei învăța lucruri noi.